Disponibilizările din Ministerul de Interne sunt un subiect sensibil, chiar și pentru cel care a inițiat această reformă. Prezent la Galați, Traian Igaș a încercat să evite răspunsurile directe la câteva dintre întrebările care au atins puncte sensibile. Am cerut tuturor șefilor de armă să solicite cu urgență din teritoriul organigramele. Dacă facem regula de trei simplă, spuneți că nu aveți salarii pentru toți oamenii care sunt acum. Aveți salarii pentru X. Facem pe regula de trei simplă și aflăm procentul care trebuie să plece. De ce am luat grabă pentru aceste disponibilizări? Aceste restructurări trebuiau făcute de mulți ani, nu neapărat în 2011. Din 2005 până în 2006, să verificați procentual cât au crescut numărul de angajați în structurile Ministerului Administrației și Internelor. Și veți vedea că numărul angajaților s-a cam dublat. Imputați ceva domnului Blaga? Nu, doamne ferete. Igaș a fost prezent la Galați pentru a semna alături de omologul său moldovean, Alexei Roibu, acordul privind înființarea și funcționarea Centrului Comun de Contact de la Galați.